Probele de apă de mare prelevate din zona plajelor neamenajate din localitățile Vadu și Corbu conțin cantități mari de ecoli, anunță Direcția de Sănătate Publică Constanța, recomandând evitarea îmbăierii până la normalizarea situației. Recomandarea specialiștilor de la Direcția de Sănătate Publică a venit vineri dimineața. Medicii au transmis că probele de apă recoltate zilele astea din zona Vadu Corbu conțin o cantitate de bacterii peste limite admise. Este vorba despre ecoli, o bacterie care poate duce la infecția actului urinar, boli respiratorii sau chiar pneumonie. Specialiștii spun că un factor care poate provoca o asemenea situație este lipsa toaletelor publice. Medicii de la DSP transmit că este de evitat îmbăierea în apele mării în aceste zone până când situația se va normaliza. Din fericire, celelalte stațiuni de la malul mării nu sunt afectate. Analizele de laborator arată că apa mării este perfect pentru îmbăiere în Mamaia, Constanța, dar și în stațiunile din sudul litoralului. În zona plajelor neamenajate din localitățile Vadu și Corbu, Din în județul Constanța, probele de apă de mare sunt neconforme, conținând o cantitate peste limitele admise de bacterii coliforme. Având în vedere această situație, recomandăm evitarea îmbăierii în zonele de plajă din dreptul celor două stațiuni, până la normalizarea situației, a anunțat DSP Constanța. Direcția de Sănătate Publică Constanța va face probe de control care vor fi comunicate publicului. Relatează știrile proteve.ro.